Vremea ține cu noi în acest sfârșit de săptămână. Vom avea parte de temperaturi în creștere și cer în general senin. Vinerea a fost cel mai cald în Banat și Crișana, unde temperaturile au ajuns până la 15-16 grade Celsius la amiază. Pe de altă parte, locuitorii din sudul extrem și cei de pe litoral vor avea parte de ceață, burniță și polei. Soarele a strălucit pe cer în cea mai mare parte a zilei în majoritatea regiunilor, iar vântul a suflat slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane, dar local și temporar și în Banat, Crișana, Moldova și la malul mării. Seara, mercurul din termometre poate coborî până la minus 5 grade, în special în centrul țării. Sâmbătă, temperaturile vor urca și mai mult decât în ziua precedentă, astfel că maximele pot ajunge până la 18 grade Celsius. Soarele va străluci pe cer aproape toată ziua, dar în sud și în est local va fi nebulozitate joasă, asociată izolat și trecător, cu burniță sau ploaie slabă. Îndeoseb dimineață va fi ceață local în sud și centru și pe arii mai restrânse în rest. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în Moldova, Dobrogea și sudul Banatului, precum și în zonele de munte. Duminică vremea se va răci puțin în regiunile sudice și estice, însă în restul țării va fi cald. Pe arii restrânse se va semna la burnița sau ploi slabe, cerul va fi variabil, iar ceața va fi prezentă doar izolat, în special în depresiuni. Vântul va sufla cu unele intensificări în Banat, Moldova și pe crestele montane, iar temperaturile maxime ajung până la 16 grade.